pe parcursul a câtorva minute voi face câteva trimiteri la legea bugetului care tocmai a trecut în 22-23 decembrie. Am prezentat foarte multe amendamente, pentru că rostul unui parlamentar este ca, dacă nu e într-un partid aflat la putere, pentru că partidul aflat la putere creionează prin specialiștii săi bugetul pe anul viitor, să prezinte amendamente. Amendamentele au venit dinspre oamenii de afaceri din județ, dinspre mediul de afaceri, dinspre primarii, majoritatea ai PSD-ului, care nu se pot adresa parlamentarilor din partidul lor, că ei nu pot depune amendamente, ai colegilor din PNL. Și eu, personal, cred că am depus peste 200 de amendamente. În primul rând, cele care se referă la drumurile județene, la drumurile naționale care brăzdează județul Vaslui. Bani mulți am cerut pentru drumurile județene și pentru drumurile comunale. În expunerea de motive a celor care au întocmit bugetul și cifrele demonstrează, anul 2018 pentru județul Vaslui sub aspectul finanțării este bun. N-are rost să vorbim aiurea. Cei care nu știu cifrele și nu le pot interpreta pot vorbi aiurea, dar eu nu pot să vorbesc aiurea. Deci pentru județul Vaslui sumele din 2018 sunt bune. Acum depinde cum sunt cheltuite. Sunt proiecte mai vechi pe care le știu la Consiliul Județean cu drumuri județene, sunt proiecte mai noi, altele vor prinde viață în acest an, iar primarii au o finanțare corespunzătoare. Am cerut de asemenea și voi face în continuare ministrului Bodog redeschiderea Spitalului Orășenesc Negrești. Răspunsurile pe care le-am primit 4-5 până acum vi le poate pune la dispoziție, sper că a făcut-o doamna Marcela Tăbușcă, sunt halucinante. Cum că spune ministrul Bodog, Spitalul de Negrești nu este închis. Vă rog să le puneți la dispoziție ziariștilor răspunsul absolut dement al ministrului. Și eu știu că aici este o încăpățânare a cuiva de la Consiliul Județean care vrea să demonstreze că nimeni nu poate redeschide spitalul din Negrești dacă el nu-și dă binecuvântare. Băi, îți cerem binecuvântarea. Numai să redeschide spitalul. Am să înlocuiesc cuvântul băi, nu e chiar cel mai potrivit. De asemenea, am cerut prin amendamente ca în fiecare comună, așa cum spune în programul de guvernare, în județul Vaslui, dată fiind situația alarmantă privind sănătatea oamenilor din acest județ, să fie dotat fiecare comună cu o ambulanță performantă. Și ministrul a fost nevoit, pentru că toți colegii noștri din toate județele au venit cu astfel de amendamente, a ieșit la rampă în timpul dezbaterilor, puteți verifica, sunt documente acum, filme, clipuri, ministrul Sănătății a cerut să renunțăm, să ne retragem, să nu ne mai susținem în plen amendamentele, pentru că am blocat 24 de ore bugetul. Și 100 de noi astfel de mașini, ambulanțe performante vor fi achiziționate imediat în ianuarie din banii ministerului și din acele 100 10-12 vor veni spre județul Vaslui și eu sunt foarte bucuros de treaba aceasta. De asemenea, în luările mele de poziție nu m-am jenat niciodată să spun că sunt din județul Vaslui, pronunț des cuvântul municipiul Vaslui, municipiul Bârlad, pronunț des Huș, orașul de întregii, Negrești, Murgeni și comunele județului. De asemenea,
crezul meu și obiectivul meu politic este următorul. Prin ceea ce fac la București, să schimb imaginea despre județul Vaslui. O imagine deformată pe care au avut grijă să o amplifice și să o ducă la paroxism unii dintre concetățenii noștri din județul Vaslui. Că nu i-a pus nimeni pe cei din Dănești sau din altă comună, din Rafaela sau din Zorlen, să-și taie gâtul cu topoarele, să-și dea în cap, să-și violeze copiii. Nu i-au pus cei din Ardeal să bea tot. Beau și așa, dar mai lasă câte un pic. Și despre județul acesta, despre care s-a dus buhul, că e plin de oameni care beau peste măsură, își abandonează în mizerie copiii, nu-i mai trimit la școală. Am putea împreună, noi, eu cu voi, voi cu mine și cu alții ca mine, să facem mai mult. În primul rând, așa se spune, că oamenii beau de mizerie. Nu, ei beau că li sete. Și unii dintre ei beau că n-au ce face, sunt puturoși. Știți câți oameni nu fac absolut nimic în județul acesta? Dar absolut nimic. Am fost ieri în comuna mea și mi-a relatat un tânăr de 38 de ani că el, la cei 5 copii ai săi și cu ajutorul social, primește 16 milioane pe lună. Și am zis, găsesc eu în construcție la Vaslui servicii. Du-te, domnule, ai băut ceva? Cum să mă duc eu în construcție? Să iau 15 milioane pe lună? Eu iau 16 milioane pe lună fără să mă duc deloc la servicii. Am căruță cu cai, mai pur o căruță de lemn, mă descurc. Ei, eu știu în ce județ trăiesc și știu că foarte mulți oameni au nevoie de susținere. Oameni necăjiți, infirmi, cu boli, cu copii foarte mulți, așa trebuie ajutați. Dar nu ții un om de 110 kg să stea de dimineață până seara la bufet. El se deschide, el se închide, să bea ajutorul social. Și nu asta ar fi problema, că bea el ajutorul social, ci că după ce bea, face scandal și nenorocit, bătăie. Ați să relătați și voi în perioada aceasta, în județul Vaslui, dar nu numai în județul Vaslui, alte nenorociri s-au petrecut de sărbători. A doua chestiune, deci am avut o discuție cu un tânăr, ieri, când l-am plecat spre Iași, am discutat și nu drogurile sunt problema, el probabil că iubea chestiunea așa. Nu drogurile sunt problema. Am văzut declarația dumneata politică. Băi, dar când ai văzut? Am văzut-o. Și dar n-am apreciat-o. Dar de ce, băi? Nu e o problemă asta cu drogurile? Nu, domnule, băutura e problema. Și dumneata te duci prin sate. Înțelegeți cum când beau și de la 14 ani, de la 15 ani până la demență, toți, băi. Tati, n-am văzut-o bine, dar o să mă uit mai bine de aici încolo. A doua chestiune, abandonul școlar. Abandonul școlar, asta, vă dați seama, voi sunteți cei care, sunteți în jurul meu acum, oameni de 25, 30, 35 de ani, la muncă, sunteți cu servicii, cu activitate, cu program. Știți că sunt oameni de vârsta voastră care niciodată n-au fost o zi să aibă program? Să se trezească la 6 dimineață, să-și facă igiena personală, să-și ia în traistă o conservă sau o bucată de pâine și să plece undeva la muncă. Cum ne vor ține pe noi? Aceștia vor putea să creeze fondul de pensie peste 15 ani? Nici de cum. Altă chestiune pe care vreau să o abordez acum la început de an. L-am văzut pe doctorul Tătaru, președintele PNL-ul, ofuscat, revoltat, intransigent și cât se poate de crunt privind situația de la protecția copilului, pe care el nu știe, habar nu are. N-a călcat cât a fost senator odată în curtea de la Moara Grece. Eu am răspuns 4 ani în mod direct de activitatea de acolo. Și cunosc pe 90% din angajații directorii, direcției, prea mulți, clar asta,
și aproape pe toți cei care lucrează în centre. Unele dintre centre au fost înființate când eram eu președinte. Aș vrea să știe toată populația județului Vaslui, cea care se inflamează, că sub aspectul protecției copilului, județul Vaslui este primul pe țară. Și ca număr de copii instituționalizat, și ca număr de copii plasați la asistenți maternali, în familie, nu în ghetouri, nu în centre. Și lucrul acesta l-a făcut Armean. Vezi, domnule Armeanu Ștefănică Ionel, sper că îi dă cineva film, când ai fandat un pic, toți cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vieții și-au scos colții. Eu vreau să vă spun ceva și să rămână scris. Armeanu Ștefănică Ionel, profesor de chimie, nu știu câtă chimie știe, că nu mai predă de mult, a fost unul dintre cei mai buni inspectori generali ai județului Vaslui la învățământ. Poate Gheorghe Cârjă a fost mai bun decât el, că eu am fost director de liceu când era și Cârjă inspector general, când a ajuns și Armeanu. Și pot să fiu cinstit. Deci, foarte bun organizator. De asemenea, organizator de excepție a direcției care are 2000 și ceva de copii. Vă dați seama, 2000 și ceva de copii sunt 10.000 de drame. Că nimeni nu poate să-ți înlocuiască părinții. Nimeni nu poate să-ți înlocuiască frații. I-au luat tot părinți de aia care beiau și făceau scandal și fugăreau femeile și copiii pe după casă, noaptea, de dormeau prin stoguri. Și prin direcția de protecție a copilului au fost aduși. Eu nu vreau să mă amestec în ceea ce a scris Curtea de Conturi. Dacă sunt, ca să vorbim românește, sunt probleme acolo, cei care au făcut o greșeală să plătească. Dar nu vreau ca după ce toți, inclusiv voi ziariști, l-am solicitat pe Armeanu ani de zile, unii ați avut și am avut o rudă cu probleme, un copil cu probleme a unui vecin, toți le-am rezolvat prin interviu, era și sarcina lui de serviciu. Acum eu nu vreau să spun nimic, am înțeles că omul are niște probleme de sănătate, am vorbit înainte de anul nou. Sper să-și rezolvi problemele de sănătate, nu că Armeanu nu mai poate fi înlocuit cu nimeni. Dacă a putut fi director o perioadă și în el statică, mai mult de atâta nu se poate. Deși să se întoarcă peste 2, 3, 5 luni la serviciu, să-și pună lucrurile la punct, dacă are de dat socoteală, să da socoteală, dar despre activitatea unor oameni care au făcut istorie în județul Vaslui, nu poți să o mergi în totalitate. Deodată a ajuns Armeanu inamicul public numărul 1 al județului. Nimic mai fals. Și am văzut că niciunul din cei 79 de directori din județ de la direcție nu s-a ridicat unul să ia atitudine. Să spun, stați, domnule, că nu e așa. Au tăcut ce-ți voi, poate mă pune pe mine buzată. Chiar e buzată, pe cine vreți să pui acolo? Atât. Doresc ca PNP-ul să poată impune oameni buni peste tot. Și o va face. Mulțumesc foarte mult.